Salutare tuturor și bine ați dat click! În sfârșit, marele reveal! Și o să încep direct cu reveal-ul pentru că știu că foarte mulți dintre voi ați fost extrem de nerăbdători și v-am citit fiecare mesaj în parte în care mi-a zis că nu este corect, că de ce nu-l arăt, că așa mai departe. Nu a fost vina mea, în sfârșit am intrat în posesia lui. Sunt aici cu Rereșică care mă filmează, salut Rareș! După cum bine vedeți, avem aici un CF Moto X10, CF Moto generația a treia și este al naibii de frumos. Este T3B, nu este Euro 5, pentru că nu sunt stocuri Euro 5 momentan. Uitați ce frumos arată. Din păcate nu avem această bandă care să lege aceste dayline-uri, dar nu este problemă. După cum vedeți, am intrat direct în pâine, nu vreau să fie un clip lung, vreau doar să fie reveal și să vă explic așa câteva chestii. Rămăsesem la lumini, v-am zis că această bandă nu leagă dayline-urile. Haideți să vă arăt luminile, că toți suntem la lumini. Așa sunt off, lumină de drum și fază lungă, de ce mă întrebați? Bam, 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 așa îmi plac cel mai mult. Haideți să vă arăt spatele acum, pentru că nici la spate, exact ca la față, nu leagă stopurile. Această bandă LED nu leagă stopurile. Stați liniștiți, sunt goguci, o rezolvăm, găsim o soluție, nu este problemă. Astăzi, cum a intrat ATV-ul în curte, am pus stickere cu goguci. După cum bine vedeți aici, avem la oale, față, spate, peste tot. Nu am apucat să facem off-road cu el. I-am pus stickere pe aici cu 100, Honda Wolf, Fox, Gaerne, goguci, GoPro, băieții ăștia frumoși. Avem goguci și aici pe Hangards. Acesta TV, că toți sunt la Hangards, vine cu Hangards, vine cu oglinzi, trebuie neapărat să le dăm jos. Am pus deja aici un GoPro mount din ăsta tip bilă. Uitați cum ce frumos vine troliul acum, mult mai frumos. Avem asta neagră aici, troliul negru frumos, CF Moto. Am mai făcut eu ceva la spate, evident i-am dat jos cârligul, că nu-mi place deloc, și am pus asta cu RGBC. ATV-ul stock, atunci când îl cumpărați, nu vine cu scut, din păcate. Asta este, o rezolvăm și cu scutul. Am schimbat schimbătorul, am pus din nou RGBC-ul de pe Georgiana. By the way, lăsați jos în comentarii cum numim acest ATV, dacă rămânem la Georgiana. Ăsta e videoul definitiv, videoul unde luăm decizia, ok? Am mai pus goguci acolo, Fox, Gaerne, le-ați văzut frumos. Aici în față avem tabloul de siguranță, s-a mutat bateria, cum este în spate, cer eu scuze. Haideți să vă arăt și bateria. Op, așa. Hai repede la baterie în spate. Deci s-a mutat bateria din față în spate la modelul acesta. Uite aici, haide. Îmi place că avem locuri pe aici, putem să mai punem niște chestii, nu știu cât de safe este, dar aia e. Acest ATV vine fără ladă față, ladă spate, ladă mică și așa mai departe. Vine cu acest scaun de pasager. Atenție, este modelul premium, da? Acest scaun de pasager se dă mult mai repede ca celălalt, ca precedentul, jos, uitați. Are această zgardă, ai făcut așa, l-ai ridicat de aici și l-ai dat jos. La noi nu avem de ce să dăm jos, să și punem mult mai repede. Mi se pare mult mai confortabil, uitați-vă și voi, față de Overlandul vechi, față de Georgiana veche, da? Mult mai mișto aici, astea sunt mult mai sturdy, ai gripul altfel pe ele, ăsta e mai confortabil. Avem ca modelul precedent, modulul de 4x4, merge flawless și să blochezi diferențialul, frâna de mână, accelerație, care, by the way, nu mai este pe cablu, ci este electrică. Aici avem troliu, pentru că acest ATV vine cu troliu. Și aici modulul seamănă foarte mult tot la fel cu Georgiana veche. Numai că avem aceste butoane în plus, cu care, de fapt, puteți modifica chestii, setări pe aici, pe ecranul acesta. Ecranul, fiind modelul premium, este ecranul mare, ecranul cu touchscreen și cu mai multe fețe. Astea se pot schimba, ținem apăsat aici. Am mai multe fețe din astea. Haideți să vă și arăt dacă toți suntem aici. Ne ducem la settings. Aici, by the way, avem drive mode, work, normal, sport și așa mai departe. Pentru că, da, modelul ăsta vine cu modurile astea de condus. Vine și cu servodirecția pe nivele, ceea ce este foarte, foarte mișto. Am dat-o pe auto ca să mă învăț cu ea să vedem ce face. Și aici avem temele. Putem să dăm pe Team 2, Default, Team 1 și ar trebui să mai aibă. Nu știu exact care e schema, v-am zis, de-abia l-am luat, n-am avut timp de nimic astăzi, doar am meșterit la el, l-am stat după el, acte și așa mai departe. Am dat pe timp tu, ieșim de aici, ia să vedem, uitați cum arată. Cam atât, nu prea sunt multe de zis, sper că vă place decizia pe care am luat-o. Acest ATV îl voi ține maxim un an de zile, timp în care o să-i aducem tot felul de modificări. Deja sunt în discuții cu evacuarea, momentan nu există nimic pe piață.
third party și nici la TV Rom și nici nicăieri și trebuie să-i scoatem delimitarea, fiind limitat la 60 la oră pentru că T3B, Piraral, damn it, dar am auzit că am luat decizia corectă luând T3B pentru că se modifică altfel calculatorul. De ce? Pentru că îi punem stage, nu lăsăm pe Dan așa cu stage și noi să stăm cheli. Mai departe, m-am suit pe ATV ca să vă spun câți cai are, știu că sunteți curioși, ATV-ul stock are 91 de cai, dacă nu mă șer, hai să zicem 90 de cai. Cu siguranță voi scoate peste 100 de cai putere, reali, din acest ATV. Și am apucat să mă dau foarte puțin curare și pe drum de genul acesta, așa. Băi, și este insane de puternic, pe cuvântul meu, accelerația se simte extrem, extrem de fluidă. La prima impresie pot să zic că are un mic delay cu care trebuie să mă obișnuiesc la accelerație, dar subliniez faptul că am mers doar în normal și o să-l încerc și în modul sport. Trebuie să merg cu el 250 de kilometri, după care mă întorc la ATV Rom pentru revizie, după omorul după lume. Vreau și încălzire în mânere, în șa, în accelerație, vedem ce mai luăm, mamă ce grip mișto au astea. Așa, v-am zis, nu știu exact cu ce să încep, am o groază de lucruri de făcut, am o groază de oameni cu care să ies pe off-road, mâine filmăm cu Rareș off-road și testăm ATV-ul acesta, deci fiți sigur că dați subscribe și așa mai departe, cum vă rog eu mereu. Și ne vedem și pe Instagram, pentru că acolo vă țin la curent și punem cât mai multe behind the scene, iar pe TikTok știți foarte bine, facem Caterinca. Și ca să nu fie clipul extrem de scurt, haide să vă las și cu cadrele de la TV Rom de astăzi. Am fost cu Rareș, moment în care am ridicat ATV-ul, am făcut actele, am dat banii, a fost un pateu Rareș. Bun, începem așa. Salutare tuturor și bine ați dat click. Sunt aici cu Rareș. Ia vedeți, ne cerem noi scuze. Rareș mă ajută la filmare. Am ajuns la ATV Rom și suntem gata să luăm noul ATV. Sunt murdar, sunt vai de capul meu, pentru că a trebuit să pun remorca. Am lucrat pe colo, pe colo. Să vedeți, voi stați aproape pe clip. Haideți să achităm ATV-ul până una alta. Asta e cea mai grea parte. Let's go. Stați așa până achităm. Haideți să vă arătăm puțin cum arată pe aici pe la ATV Rom. Uitați, motoare, crossuri, enduro, gear, iozdane, căști, echipamente, tricouri, jersey-uri, aveți de toate, până și șepcălii. S-a mai furat o șapcă. Au, ce șmecherești. Haideți mai departe, haideți mai departe. Haideți, dragilor, persoana care îmi va lua astăzi banii este Andrei de la ATV Rom. Ești pregătit? Da. Ești pregătit să-mi iei banii? Toți banii. Și pe păi și ce fac, frate, fără bani? Asta stai cam un verișor, Sadu. Nu-ți mai trebuie când ATV Rom. Nu mai trebuie. Am un verișor, Sadu, e un verișor bun, îl întind pe pâine, s-a dus bani. Iau pixul ăsta. Iau pixul ăla. Așa, după ce superbal ai văzut, știi, primești așa cu două titru, să dă scule, ATV-ul tău cu terminat. Seria ta, ATV-ul. Zircon Black. 2024, nou, nu uzi, neatins, nepus piciorul, nepus cheia. Frumos. Cald. Așa, aici trebuie să semnezi și mie. Da. Și încă o dată aici. Și pe factura asta de 30.000 de euro. Azi s-a dus. Deci dacă e model pe primărie, trebuie să stați după cartea rar. Și la poliție. Și la poliție și peste tot, dar așteptăm. Momentan da. E bine că avem remorcă, deci ne descurcăm. Astea sunt ale tale. Și acum... Mergem să vedem jucăria. Și banii? Banii? Hai zic că mă scap. Iei sacoșă? Nu iau sacoșă, iau pe telefon. Zii de o poză cu ei. Hai, Rareșica. Bună! Deci aici achit, da? Aici, la doamna achit. Ok, gata, s-a achitat, polguț, să rămână, mulțumim frumos. Hai să vedeți să-i cum arată. Să-i facem două, trei poze, să-l așezăm frumos pe pat. Se rabatează? Da, e basculant. Basculabilă. E basculabilă. O pregătim de acum? Hai să pun actele aici. Mamă, ce aici, bă! Filmează-mă ce aici! Vino cu aici când m-a luat cu ei! Hai să dau eu prima cheie. Ia uite-l. E frumos rău, bă. E brunet. S-a dat prima cheie. Hai să e vedem. E brunet. Și la ăsta nu mai trebuie frână ținută, nu mai trebuie nimic, este? Da. Mamă, s-a terminat. Ce-o avea, mă? I-a intrat și frână de mână. Ok. Hai să vedem cum se aude. Ești nebun, la ca... Ia uzi, a plecat Lambo-ul ăsta, bă. Hai să vă pun microfonul aici, ca să auziți și voi. Bine, nu-l durăm foarte tare, că rodajul în alta, nu? Ne mai băci pe camere. Să-l dăm și pe el. Love it. Gata, fă-ți treaba, că eu nu-l mut pe aici, că dau un ăsta. Mamă, dar abia așez să o mor la el. Fraților, sper că vă place jucăria nouă.
Trebuie să-i facem și LED-ul ăla din față să aprindă, LED-ul din spate să aprindă toate cele. Ai văzut că virează mai mult, nu? Virează mai mult, nu? Da. Are cum să mai numești ăsta? Bracaj, are unghiul de bracaj mai mare. Decât Overland-ul pe care l-aveam eu. Da. Îmi place cum arată bidlocurile astea, portocalii, schema de culori. E negru ăsta perlat, e minunăție. Îți place Rărășică? Da. Voi ați mai văzut ATV-ul deja pe vlog, noi acum îl vedem prima oară gen. Și vă dați seama, avem multe de meșterii la el. Hai băi, băi! Ia uite lor. Oh, oh! N-ai emoții deloc cu remorca, a? Nu. Păi mie dacă o pui, îți dau în spate, s-a terminat, mă dau jos, o decuplez, o întorc. Arată bine, mă, arată bine, arată bine, rău de tot, bă, frate, ia uite, bă. Ce mișto e troliu acum. Asta, de ce frumos a făcut acum, ai văzut? Da, frate, e, nu, arată bine. Dă-i, ia, dă-i. Da. Ata, că ne-ai pus kinga pe spate. Și acum trebuie să-i pun kinga pe spate și pe față, nu? Pe față cum se prinde asta de regulă cel mai bine? Pe față în troliu, doar. Să torc aici. Așa. Băi, fii atent, ce mă întreabă deja lumea și știu că sunteți foarte curioși, spune și mie cum aprind asta. Din păcate, la variante T3B nu sunt... Nu nici față, nici spate nu sunt aprinse. Nu. Și nu. Există vreo soluție sau doar piesa comandată? Când se apară piesa, da, se poate schimba piesa, o să aibă coză câteva sute de lei să schimb piesa. Aceasta este o triplă falsă. Acum este, are alimentare tot. Practic, dacă cineva vrea să experimenteze acasă, o să facă, ea este capsulată termic și este un pic cam dificil de desfăcut. Ah, ok. Să arunc Roxul, băi! Caz de pușcărie. Când iei un ATV din ăsta cu 0 km, ce trebuie făcut? Rodaj până la 250? Rodaj până la 250, lasă și o jumătate de oră să meargă pe loc în curte așa. Ah, ok. O jumătate de oră? Lasă, da, creat o jumătate de oră să-ți meargă în curte la relantiu. Aia 250 de km nu omorât. Să folosește un maxim 70% din accelerație. Variații de la 60. Okay. Accelerații. Ok. Nu omorând, nu dat omor. Și da. Aștept telefonul tău pentru carte. Pentru carte. Ești un drăguț, mulțumesc mult de tot. Salut. Apreciem. Hai, ne vedem direct din curte. Haideți să vă mai arăt câteva sticăre puse și să dăm jos sticărele de pe siglă și dacă mai are pe undeva. Le dăm aici împreună pe video. Bam! Și murdăria dispare. Le băgăm în buzunar. Mai departe, cred că mai are și în spate. Uite ce frumos scrie aici pe moto. Vă dați seama că o să intre la colantat. Îi dăm jos și asta. Și mai are una aici. Iar folia de pe ecran o să o dau jos și o să o pun în casă, pentru că vreau să-mi fac, să mă ghidez de pe folia originală ca să fac PPE. Sper să ajung cât de repede cu putință și la băieții de la S92. V-am zis, un colant, o chestie, vreau PPF integral, tratament ceramic. Să înnegrim și farurile, stopurile, if possible, dacă nu, AE. Și by the way, asta se dă jos pentru a curăța radiatorul. Deci nu vom mai avea probleme cu radiatorul. Foarte, foarte simplu, se dă din ăsta, din ăsta, ăsta și ăsta. Sunt niște clipsuri și bași tată și speli acolo cum trebuie. Da, foarte nice! Let's go! Haideți să vi-l arăt puțin și pe dedesubt, cum arată suspensia, ce e pe aici. Nu știu să vă zic foarte, foarte multe. Pot să vă zic doar că este extrem de confortabil. Chestiile astea de reglaj arată mult, mult mai bine. Nu cred că acest ATV înlocuiește Overland-ul pe care l-am avut eu, pentru că ați văzut că în 2024 poți să-l iei pe maroniul ăla. But never mind, ăsta e un model gândit de la ground up, gen, e complet diferit. Uitați și aici, ce frumos e. Bam! Schema de culori impresionantă. Portocaliu cu negru, chiar îmi place. Și așa arată de la spate, tot la fel gaz, rezervor foarte mare. Mi-au intrat o canistră mare de 20 de litri și una mică, de aproape 10 litri. Așa arată pe aici, v-am zis, nu are scut, are niște plastice, trebuie neapărat să schimbăm chestia asta și urmează să o rezolvăm și cu numărul. Sper că într-o săptămână să am număr. O să am număr galben, dar hai, ce să facem? Let's go! Un lucru care mai îmi place este că acum este acoperit pe partea asta. Nu o să mai avem probleme cu nămoale, pietre, crengi și așa mai departe pe acolo. Și totodată și pe partea asta. Și foarte important, nu o să mai vină căldură atât de multă la picioare. Acum, haideți să-i luăm o mini impresie și lui Rărășică. Momentan nici el nu a mers cu el, dar hai să vedem ce zice de acest ATV, ce îi place cel mai mult și așa mai departe. Spune Rărășică. Este foarte frumos, la fel ca mine, okay, în primul rând. Frumos. Trage foarte bine. Aspectul, cum îți place?
Îi dau un 10. Dai 10. 11 din 10. 11 din 10, deci îți place foarte, foarte tare. Da. Cel mai mult ce îți place la acest ATV? Îmi place bordul, pentru că are touchscreen. Și mie tot bordul, îți ia ochii, într-adevăr. Dar vedem, gogucii trebuie să-l testeze, să-i dăm cu apă, să-i dăm cu nămol, cu pietre, cu țărână, cu toate cele. Așa cum te-am obișnuit, Rareș, nu-i așa? Da. Hai, let's go! Haide să vă arăt un cadru și din mers. Este incredibil de confortabil, chiar trebuie să-i mai întăresc suspensia. Îmi pare rău că n-am mai mufat GoPro-ul. Aici avem, să zic așa, navigația lui originală. Uitați ce mișto e. Și îmi pare foarte, foarte rău că nu mai avem timp astăzi să-l testăm pe off-road, dar avem timp mâine. Băieți, spuneți-mi cum arată ATV-ul ăsta într-un singur cuvânt pe rând. Foarte bine. Frumos. Foarte frumos. Șmecher. Sper din suflet că vă place ATV-ul și arătați-mi susținerea voastră în comentarii și totodată ce părere aveți despre chestia asta. Și ne ținem la curent. Urmează un alt clip foarte, foarte curând. Nu uitați, comentarii. V-am pupat!